Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canal de YouTube Steam Games Ro. Testăm acum un joculeț pe PS4. Se numește Slide Stars. Hai să vedem cum e. Nu avem un cod, trebuie să acceptăm. Trebuie să ne alegem un caracter. O alegem pe Zveta. Why not? Și pe Flamingo, pentru că nu avem încotro altceva. Celălalt este pe Bungen. Trebuie un anumit credit ca să o luăm. Ready, ok, și ce să fac? Ok, mă înclin în față. Ok, pot să și sar. Mai mult sau mai puțin, ok. Ok. Ok, ok. Și avem 4 bucățele de stea. Near miss, ok. Ok. O întoarcem cu capul afară din apă. Am făcut steluța. Nu știu ce se întâmplă acum. Bumping too hard, it will result a fail, ok. So shiny. Danseză. Avem 3 steluțe și 63 de monede. New caracter, ok. Interesant. New outfit, neinteresant. New right banana, ok. Să continuăm cu ce am început până acum. Tot cu ea, o să începem. Ok, dacă dăm pe left și right, avem costumații. Cu 2 steluțe pot să cumpăr un nou costum de baie sau costum de bănuți. Ok, atât avem, 3 costumații. Sau băiatul ăsta. Ok, rămânem tot cu Zveta. Și luăm banana boat. Să vedem cum ești cu banana. Go. Ok. Acum începe treaba. Mergem încet acum, că e aligatorul aici, ne-a prins din nou. Ok.
Aici era o bucățică de stea. O să mă opresc aici. Așa, am luat-o. Și o să am grijă să evit aligatorul. Bun. A treia oară a fost cu noroc. Mergem puțin înapoi și sărim. Nu știu de ce sunt așa roșii monedele alea. Au, n-am apucat. Avem păcal. Creează foarte tare controllerul când sar sau când ating un checkpoint. Ok. Am terminat și a doua cursă. Ok, new character. Avem și 4 steluțe. Nu am nimerit toate bucățelele de stea în a doua cursă, dar poate mai recuperăm. Înțeleg că așa termin nivelul la 100%, colectând acele monede și bucățelele de stea. Încă un nivel. Hai să o luăm pe Cass. Tot cu banana, hai să vedem. Tot cu banana. Ok. Ceva deja? Oh, trist. Ce sigură pe ea pare. Ok. Ah, aici era o chestie în plus, o chestie bonus. Bun, am toate 3 bucăți până acum. Cred că sunt în ordine, mai am 2 pe nivelul ăsta. Am văzut una acolo. Cred. Sau poate că n-am văzut una acolo. Au. Nu e una acolo? Voi să-mi ziceți ce e acolo în spate. În spatele toboganului. Nu, e o frunză. Ah, acolo e, acolo e, acolo e. Nu reușesc, mai explodez o dată. O să ajung pe partea de sus, pe rampa aia de sus. Dar nu știu cum ajung. Vedeți acolo? Mai încerc o dată. Sper că am mai multe vieți. Că aici ar fi trebuit să ajung pe balansoarul ăsta, pe... Dar nu mai available, nu știu de ce. N-am prins, n-am făcut ceva la începutul nivelului și de aia. Mai încerc o dată. Poate, poate. Că am văzut că sunt șanse. Nu. No. N-am cum. Chiar n-am cum. Nu. No. Aici n-a fost cu intenție. Chiar n-am putut să trec. Dar tot încerc.
No, gata, mă opresc. Hai să jucăm normal. Da. Din nou, tot acolo? Da. Ba nu. Am 4 din 5 bucăți de banană. De steluțe, pardon. Tot e bine. Coin. New ride, ok? No, nu mi-a purtat noroc tipul asta. Cred că ne întoarcem la prima. Ia să vedem dacă avem bani să-i deblocăm costumul de baie al doilea sau al treilea. Cred că al doilea era posteluț, aveam bani, dar zic de al treilea. Că avea călăriuță ceva. Ia să vedem ce urmează. O luăm tot pe Sveta. Punem coin. Oh, și am uitat. La Zveta acolo trebuie să aleg și costumul de baie. Hai să vedem dacă reușim. Ce tare se vede. Nu se vede așa tare. Am dus fix în gura aligatorului. Sare mai mult acum. Dar e mai riscant, văd că face surf gen. Nu mai e protejată. Apă bune, la fiecare chestie cu capul de... Ok, am trecut de primul checkpoint. Cred. Apă bune. Așa împiedicat e. Așa, acum nu mai plutește. E logic, cumva. Bun, hai că trecem ușor, ușor. N-am prea mare așteptări de la... Ok. De la runda asta, o bune. Se controlează foarte greu moneda asta, e ca un, o placă de surf de pe care cade ea. Care are foarte puțină amprentă la sol, gen, la pe apă. Și se răstoarnă foarte repede. Eu încerc să țin echilibru, dar se răstoarnă ea când cade în apă. Și dacă împing puțin în față, cade. Arată ca o maimuță acum, când se bălângăne. Îmi place dansul ei de după. Super drăguț. New character. Continue, ia să vedem. Văd că deblocăm mai multe femei, ceea ce e bine. Trebuie să ai de unde alege. Ok. Ce mișto e asta. Costumul. Sunt multe tipe. Îmi place costumul de baie. Deci. Și freza cu bețe. Hai să luăm Zveta. Așa. Cu animăluț. Așa, așa, sau așa. Hai să luăm pe asta. Avem
socials. Zveta Billy. Russian socialite model. Ok? Ok, nu înțeleg ce facem. Butonul ăla, dar mă rog. Ia să luăm banana în continuare. Ce costă ține? Ca un cowboy. Hai mă. Nu s-a aprins tunelul ăla. Toboganul ăla de deasupra. Nu înțeleg de ce. Dar și nici pe ăsta nu l-am prins. Lasă că mai bine așa că ne-a omorât aligatorul. Mai avem o dată șansa să coborâm pe topogan. Așa, am sărit peste, pe bune. Asta e. Sărim peste. Dar nu-i nimic rău în asta. Ok, dinamite. Nici așa nu-i bine. Pot să sar acolo. O să fac altceva, o să spargă la ce o să lasă treacă. Așa. Fuck. Crezut că am timp. Am înțeles ce sale. Sunt unele checkpoint-uri pe care trebuie să le faci pe parcurs pentru a le debloca. Da, am văzut că aveam ceva de airtime, nu știu câte secunde și s-a activat când am ajuns la chestia respectivă. Da, am mai făcut un nivel. Așteptăm. Să ne întoarcem puțin înapoi. Da. Cam asta e joculețul. Slide Stars se numește. Este $40 pe PlayStation Store. Și este produs de Lion Castle BV. Lansat pe 11.10.2020. 11 octombrie. Cam atât. Vă mulțumesc că v-ați uitat. Ne vedem data viitoare cu nou gameplay. Pa, pa!